Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Invitata mea de astăzi este astrolog, parapsiholog, terapeut, are studii de medicină și este foarte cunoscută românilor datorită prezenței sale spectaculoase în spațiul public de foarte mulți ani. Este plină de verbă, vorbește fără ocolișuri despre orice și are o carismă incredibilă. Mai mult decât atât, are o viață de roman. Doamnelor și domnilor, vă invit la o discuție fabuloasă cu Lidia Fecioru. Depresii când n-am avut ce să mănânc. Ne-am adus copiii, fierbeam macaroane, da, cu ceapă prăjită și le dădeam lor să mănânce și eu nu mâncam. Când eu n-aveam bani și primeam câte o rochiță, câte o bluzică, Doamne, cât de fericită puteam să fiu! Am dat 30 de kilograme jos, dar asta a fost înainte de a divorța, pentru că soțul meu a zis că arăt ca o vacă. De ce să-l ții? Dă-i drumul să pleci. Nu-i nicio problemă. Ce n-a mers în prima căsnicie? De ce s-a exact ce n-a mers nici în a doua. Alegerea mea proastă. Am învățat să nu mai trăiesc pentru alții. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Bine te-am găsit, cu drag am venit. Știi că, de fapt, tu m-ai rugat de atât din toamnă. Mult timp. Dar ba, eu COVID, ba tu COVID. Exact așa a fost în toamna anului trecut, când ai făcut, ai făcut COVID, apoi eu am făcut. Tu și tot așa. Asta este, bine că ne-am întâlnit într-un final. Exact, exact. Știi ce voiam să te întreb? De unde ai atâta bună dispoziție mereu? Eu nu știu, nu te-am văzut vreodată și te știu deja de prin televiziune de atâția ani. Niciodată nu te-am văzut trist. Ah, toți avem schelete. Acolo undeva avem câmp minat în jurul nostru. Dar suntem atenți, ne punem tocuri și nu călcăm pe mine. Și nu am învățat să nu mai trăiesc pentru alții. Da, ți-a luat mulți ani să înveți lucrul ăsta? Da. Mi-a luat mulți ani și îți spun de ce, pentru că cum să zic eu ție? Noi și tu vii din cealaltă parte. Noi suntem crescute altfel. Noi avem un alt respect, altfel înțelegem lucrurile, nu știu cum să spun, parcă ne-am naște înțelepți, nu știu cum să zic. Așa e senzația mea. Și aveam respect pentru cel mai în vârstă, pentru că aduți aminte la noi, dacă intrai în autobuz și era un bătrân, se scula tot autobuzul, toți se sculau de pe scaun și dădeau locul unui bătrân. Așa e. Dar se sculau toți care erau acolo, cei mai tineri un pic decât ei. Chiar dacă aveai 30 și ăla avea 70, se scula de pe scaun și ăla de 20 și ăla de 30, știi? Da, corect. Deci, din cauza asta, am avut foarte mult de luptat cu mine, ca să îmi dau seama că nu trebuie să trăiesc pentru alții și nici să nu-mi pese ce spun alții. Da. Știi, se spune că pe invidios să nu fii supărat, pentru că invidiosul, doar pentru că te invidiază, știe că ești mai bun ca el. Da, asta e foarte tare. Că de obicei invidioșii îți creează disconfort cumva și te superi, te enervezi,
Exact. Dar invidioșii fac parte din manipulanți. Manipulanții fac parte din narcisiști, narcisiștii fac parte din cei care au probleme cu căpuțul. Da, se numește dereglare comportamentală, nu? E simplu așa. Deci... Da. Am înțeles concluzia. Ai avut parte de multe provocări în viață. Foarte multe, dar ți-am zis, ce nu m-a omorât m-a făcut mai puternică. Spuneam mai devreme că la bărbații mișto, femeile sunt fericite, la ceilalți sunt puternice. Noi facem parte, de eu cel puțin am făcut parte din femeile puternice. Mult timp, dar au fost și momente când ai fost femeie fericită? Doamne, fericirea, eu o să-ți spun, fericirea mea mi-a adus-o doar copii. Bărbații nu? Nu. Nu. Pentru că chiar dacă am născut copii, n-au stat lângă ei, n-au fost lângă copiii ca să se bucure cu mine împreună, că merg, că vorbesc, că trăiesc, că sunt sănătoși, că mi-aduc bucurie, că au luat note bune, că m-au ascultat, că sunt copii ok, că nu mi-au făcut probleme. Deci, practic, fericirea mea de aici a fost. N-a fost fericire că mi-am luat o mașină sau că mi-am schimbat mașina sau că mi-am cumpărat nu știu ce mobil. M-am bucurat 10 minute acolo, o zi. Ai înțeles? Da. Și mai ziceam la câte un prieten, îți fii atent ce mobilă de bucătărie mișto mi-a făcut. Deci, foarte frumoasă, mă bucur că mi-a făcut. Deci, practic, au fost bucurii, mi le făceam, adică îmi făceam comodul, îmi cream confortul. Și era bucuria mea să creez confortul, unde în confortul meu să se simtă bine. Și nepoții și copiii și tot așa. Da. Tu ai și studiat foarte mult. Tot timpul ai fost o femeie care se îngrijește, care e tot timpul cochetă. Și acum, când apari, ești o prezență. Și așa, estetic vorbind. Mulțumesc. Nu doar ca personalitate. Aici nici nu mai discutăm. Cum poți să le îmbin pe toate? Îmi plac femeile foarte elegante, să știi. Da. Eu sunt femeie și mă uit după femeile elegante. De ce? Pentru că de la fiecare femeie elegantă eu am de învățat. Eu am o prietenă foarte bună care a avut casa de modă Europa Fashion. Cei care au venit de la început au prins-o un pic și i-a îmbrăcat toate vedetele, toate cântărețele. Acolo am cunoscut-o pe Corina Chiriac, pe Dida Drăgan, pe care o iubesc enorm, și pe Corina, le iubesc din suflet. Sunt 30 de ani de atunci, da? Cele mai elegante. Și erau elegante și frumoase. Acolo am cunoscut-o și pe Doina Ion Teodorovici. Pe Doina și pe Ion Teodorovici, Dumnezeu să-i odihnească. Acolo am cunoscut, pentru că i-a cusut lui Doina toate rochiile de spectacole. Și... pentru mine, prietena mea, Petronele, a fost așa un fel de etalonul de femeie, care era foarte cochetă tot timpul. Dar n-am văzut-o, deci noi suntem prietene și acum. Eu nici acum n-am văzut-o niciodată nemachiată. Are 70 ceva de ani, deci niciodată n-am văzut-o nemachiată, niciodată n-am văzut-o necoafată și acum. Dar știi că e trendul ăsta acum pe internet să apare așa, naturală, să nu te machiezi, să nu te aranjezi? E problema lor. Să te arăți lumii așa cum ești? E problema lor. Asta înseamnă o problemă sufletească. Eu am stat de vorbă cu fete care au chestia asta, că mă duc să-mi iau machiaje din alea non-toxice. Și am zis, uite să vezi că doamna se machiază de la 16 ani și are 70 și nu, uite, n-a murit, că, că erau toxice, vezi, doamne, sau ce era toxic, nu știu. Zic, problema este cum ne simțim noi. Eu cel puțin, dacă mă vezi nemachiată și îmbrăcată aiurea, să știi că sunt prost de spus. Clar. Eu că sunt prost dispusă, mă îmbrac aiurea în tramvai. Da, eu nu te-am văzut prost dispusă niciodată. Am. Ai. Dar ce te indispune? Băi, mă indispune de foarte multe ori. Uite, chestia asta cu politica. Eu nu sunt în politică și nu ascult. Adică o ascult. Mi-ar place să-mi pun părerea, să-mi pun amprenta acolo, pentru că
Zic eu că gândesc logic și normal și... Și nu te-ai gândit să intri în politică? Nu. Am vrut la un moment dat. Da. Dar m-am răzgândit pentru că m-am axat foarte mult pentru a-mi crește copiii și n-am mai vrut. Și mi-am dat seama că... Eu cred că ai fi reușit. Cred că aș fi fost un fel de Vadim Tudor II. Și, păi, nu, n-aș fi putut să tacă, înțelegi? Da, da. Nedreptatea m-ar fi omorât și mi-aș fi făcut rău și mie și copilor tuturor. Pentru... Nu e bine. Da, am înțeles. Ai venit în România în 1991. 92. 91, sfârșit. Spre sfârșit, 91. Pe atunci... Pe 30 decembrie am primit cetățenie. Repede. 91. Într-o lună de zi. Da. Atunci și-au făcut o parte dintre cetățenii Moldovei și cetățenia română, dar totuși mulți priveau încă cu reticență să facă pasul ăsta. Tu de ce ai vrut să vii aici? Pentru copii am vrut să vin, să știi. Uh-huh. Pentru mine nu, că eu lucram foarte bine, mersi, n-aveam nicio problemă. Deci chiar n-aveam nicio problemă, inclusiv... aveam o jumătate de salariu, că știi că puteai să lucrezi așa pe un salariu și aveam jumătate de salariu de la Casa de Cultură și mai aveam o jumătate de salariu de la bibliotecă, pentru că locuiam într-un sat lângă oraș, la 2 km de oraș, dar așa, și făceam parte din intelectualitatea satului, cu primarul, președintele și cu asta, datele colhozului și așa mai departe. Și am plecat în concediu și am venit în România. Mi-am făcut acte și m-am dus înapoi. Primarul zice, pune mâna și scrie o cerere și ia-ți concediu pe cont propriu și treci la treabă. Și îmi pare foarte rău, dar nu mai fac chestia asta, uitați cheile de la bibliotecă, de la Casa de Cultură, nu mă mai interesează, plec definitiv. Și a zis, cine îți face ție acte? Și scot actele și le pun pe masă, zic, deja sunt cetățean român. Și am plecat. Dar nu ți-a fost frică? Erai atunci căsătorită? Nu eram căsătorită. Era divorțată? Da. Și singură, cu copii, așa? Copiii nu i-am luat cu mine, momentan. În prima fază? În prima fază i-am lăsat cu mama, după care am luat și copiii și cu mama. Și nu ți-a fost frică așa să o iei de la zero aici? Ba da, dar cine nu riscă nu bea șampanie. Ce asta? Cine nu riscă nu bea șampanie, văzând, știi, mi-am pus un țel. Așa. Și atâta timp cât mi-am pus țelul și am vrut să ajung acolo, am muncit și am ajuns acolo. A fost greu? Bă, foarte greu. Acum nu pot să-ți spun. Au fost ani când, pentru că eu am luat-o și pe mama încoace și mama a fost cea care a trezit copiii și mama a fost cea care a culcat copiii. Eu îi vedeam doar sâmbăta, duminica și dormind. În rest, eu nu-i prevedeam. Că munceam. Da. Munceam să fac o casă, să aibă copiii un acoperiș al lor, să nu fim pe drumuri, să... Pentru că eu n-am avut, părinții mei nu mi-au dat avere, averea mea au fost copii și că suntem toți sănătoși. Aia ce a fost cea mai mare averea noastră. Dar m-a ajutat, mama foarte mult m-a ajutat, pentru că a fost lângă mine mult timp. Ai venit direct la București? Nu. Nu? Nu. M-am oprit întâi la Iași. La Iași, am mai aproape acolo. Da, am lucrat la o editură de carte care avea sediu în Palatul de la Iași. Da. Și acum mă întâlnesc cu doamna la care lucram, doamna Flori, și o pup. Avea o editură de carte, era cu parteneră în afacere cu Leonid Alari și cu socrul lui Hrușcă. Tare. Și ne duceam la spectacole foarte multe. Venise Dumnezeu să-l ierte, scriitorul Cezar Ivănescu, și spunea tot timpul, tu să nu stai aici, tu să mergi la București, unde se dă ora exactă, că tu o să devii cineva. Deci a simțit așa. El era un leu așa ca mine și zice, tu muncești foarte mult, ești foarte sărgâncească, să pleci la București, să nu stai aici. Și l-ai ascultat. Tu mergi într-o zi, de la bagaj, așa plecă la București, neavând pe nimeni. Și din nou cumva arată de la capăt. Iar de la capăt. Și tot așa. Dar n-am fost singură. Este Alexandra, sora mea, și cu ea împreună. Adică ea a venit înainte la București. Eu când am venit, ea era, avea treaba ei, eu am venit și eu să fac și eu treaba mea. Da.
Dar am închiriat amândouă un apartament și am locuit până fiecare s-a dus la treaba ei. Ce n-a mers în prima căsnicie? De ce s-a ajuns? Exact ce n-a mers nici în a doua. Alegerea mea proastă. Noi facem alegeri proaste, înțelegi, care ne costă foarte mult. De aceea eu după asta n-am mai vrut să fac, după ce am divorțat a treia oară. Am zis, nu prea, e prea mult, n-are grebla atâta dinți cât pe, de câte ori pot să calc eu pe ea. Dar ce, n-au ținut pasul cu tine? Sau care a fost problema? Știi, îmi zicea un pacient de-al meu la ultima căsătorie, da. îl cunoscuse și pe soțul meu și zicea, doamna Lidia, dumneavoastră nu puteți să funcționați cu soțul dumneavoastră împreună, că dumneavoastră sunteți Pentium 3 și el a rămas Pentium 1. Da, foarte bine a zis. Adică a descris situația... Exact. Corect. El a rămas Pentium 1 și dumneavoastră a s-a urcat pe Pentium 3 și el n-aveți cum să vă înțelegeți cu ea. Dar vorbim și acum, după 20 de ani de divorț, noi și acum vorbim, mă sună de ziua de naștere, de ziua copiilor. Frumos, că de obicei după un divorț se rămâne așa, cu ură. Nu, cu... nu, eu sunt prietenă cu foștii mei soți și cu soacrele am trăit foarte bine. Aha. De soacrele m-au iubit mai mult ca bărbați. Înțeleg că și cu nororile ai... Încerc să fiu o soacră cum erau ale mele ca să mă poată iubi nororile. Ai avut așa un prototip pe care ți-l doreai pentru nurori? Te gândeai că trebuie să fie așa, să fie așa? Îmi doream ca copiii mei să își ia neveste cu care să poată merge în viață. Uh-huh. Și știi că băieții, dar ai mei dacă sunt băieți, da. și-au căutat neveste care semene cu mama, mama lor. Bine pentru tine. Și s-a potrivit. Foarte bine. Și ai o relație bună cu el. Foarte bun. Foarte bun. Știu că îmi povesteai acum, înainte de a începe. Foarte, foarte bună. Cel puțin cea mai mare, zici că e fata mea. Fiii mei mai zice, tu și cu măta. Îi zice ei. Tu și cu măta. Te-ai fi dorit să ai și o fată? Mi-aș fi dorit. Dar eu, având RH negativ, n-am putut să fac decât doi copii. Mhm. Atunci nu se făceau decât doi copii maximum. Acum se face tratament și poți să faci și pe al treilea și pe al patrulea, dar atunci nu erau. Și atunci m-am oprit la al doilea cu doi copii, dar aș fi dorit. Da, destul am fost noi patru fete la mamă. Ah, da, corect, așa este, că ai trei surori. Da, cum să nu? Le înveți ceva pe nurori? Mult. Cum să se comporte cu bărbații? Cu... Mult. Ce sfaturi le dai? În primul rând, tu știi și pe băieții tăi și... Le spun. Așa. Păi tu nu fi fraieric, că eu l-am crescut, eu știu ce poate fi el. Și le învăț foarte multe lucruri, dar la momentul când are nevoie. Uh-huh. Eu nu sar cu sfaturi, știi, ia stai tu aici să te învețe mama. Nu. Doar dacă ți se cer. Doar dacă îmi cere. Uh-huh. Și ce mă bucur este că nora mea e o tipă care accesează chestia asta. Uh-huh. Adică ea dacă are nevoie de un sfat sau să se plângă puțin pe așa, mă sună. Mă sună, mama, uite așa, așa, așa. Și eu învăț. Și funcționează. A zis, Doamne, mama, îți mulțumesc că nici nu știu de când nu m-am mai certat cu Andrei. Super. Deci e minunat așa. Că de obicei știi cum e, soacrele cu nurorile nu se împacă, băieții cu soacrele la rândul lor nu au relații bune, asta se întâmplă. Dacă eu aș fi împotriva nurorii mele, deci aș putea să-i găsesc un milion de probleme, da. Să le inventez și tot le-aș inventa, știi? Dar chiar dacă nu le-ar avea. Dar noroc asta chiar nu le are, da. Dar el, Andrei, a zis în față, a zis, dacă nu erai mamă bună la copii, te lăsam de mult. Și tu nu ții, de exemplu, dacă e ceva, o situație, nu ții cu băieți? Nu, nu. Nu. Nu, nu. Dar păi cum să țin cu ei? Ei, nu știu, fiind mamă, știi cum e. Nu, n-ai această tendință de a ține cu ei. Nu. Și nu țin cu ei pentru a-i face puternici. Și de a înțelege că situația nu e așa cum o văd ei. Situațiile se pot schimba de la o clipă la alta. Nu suntem făcuți la milimetru și să fim perfecțiunea într-o chipată.
Pentru că le au și ei pe ale lor și ele pe ale lor și trebuie să-și găsească echilibru. Important e să nu-și calce pe acea mină pe care o are fiecare. Că fiecare are un punct strategic, știi? Da. Și cum să o colești? Și uite, când știi că soțului tău nu-i place ceva, nu insista să-i faci prostiile alea, să-i zici special ca să-l rănești, că se întoarce și îți și dă una, știi? Și să ajunge la exagerări și fizice și verbale și cum vrei tu. Dacă știi că chestia asta îl doare și îl deranjează, ai văzut o singură dată, nu-i mai spune chestia asta sau nu-i mai arăta chestia aia niciodată. Nu știu, da, nu știu dacă femeile din generațiile astea tinere, din ziua de astăzi, știu aceste lucruri. Că, vezi, cuplurile nu prea rezistă. Bine, și tu ai avut parte de despărțiri, dar în ziua de astăzi este ceva ieșit din comun ca o relație să reziste mult timp sau pe viață. Păi, ce se întâmplă? Problema este că acum suntem în secolul vitezei. Eu înțeleg. Posibilitățile financiare au scăzut foarte mult. Cei care au bani și au femei și aleg femeile, deci nu e aia, aia se ies din... Oricum ei și aleg niște trofee, nu au nicio treabă cu femeia în sine. Da. Pentru că mama copiilor lor e în altă parte, știi? Și are copii cu ea. Dar nu-i mai leagă nimic. N-au valori. Da. Și dacă n-au valori, n-au de ce se lega. Dragoste de patrie, ioc. Dragoste de părinți, ioc. Dragoste de serviciu, ioc. Dragoste de școală, ioc. Cam. Multe-s ioc. Înțelegi? Și neavând chestia asta, nici respectul pentru femeie nu-l are, pentru că femeia a devenit mult prea disponibilă, mult prea ieftină. Da, dar sunt și femei care cumva au devenit și ele la rândul lor ca bărbați. Au început să câștige bani mulți, să-și facă cariere. Lucrul ăsta nu-i frustrează? Că bărbații cumva sunt obișnuiți sau așa, era pe vremuri ei să fie cei care susțin familia și în momentul în care nevasta să zică câștigă mai mult sau intervine o frustrare. N-am nimic împotrivă să câștige un bărbat mai mult. Mai puțin decât femeia. Mai puțin decât femeia. Dar trebuie să preia din celelalte lucruri. Dacă preia din celelalte sarcini femeia, e perfect, nu e nicio problemă. Că jupânul ține drumul și jupâneasa ține casa. Nu e nicio problemă, dar chestia asta pe mine mai... Asta cu plătitul jumii-juma... Da, așa, se practică foarte des. Plătitul jumii-juma e ca și cum... Că mă căcofonesc acum cu ca și cum... Ca și cum n-au niciun Dumnezeu. Ca și cum sunt într-un business. Da. Știi? Parteneri, 50-50. Exact. Dar problema este că într-o relație de genul ăsta, bărbatul primește tot și femeia dă tot. Și nu are cum să funcționeze la nesfârșit așa. Funcționează cum să plictisești. S-a plictisit și gata. Eu cunosc. De-aia spun. Este neimportant, nevaloros. Pentru că femeia dă tot. Se spune așa. Când dai totul, după aceea ești privit ca un gol. Da. Sunt cupluri care nu-și simt banii la comun. Într-o relație, mă refer, într-o căsnicie. Tot mai des se întâlnesc cazuri de genul ăsta. Fiecare cu banii lui și, mă rog, împart facturile sau, mă rog, ce... Nu-i leagă nimic, iubita. Nu leagă nimic. Sau se duc la restaurant și plătesc jumătate, cum spuneai. Nu leagă nimic. Poate să-mi spună ce ori vrea ei. Aia e o convenție între ei și cu asta basta. Și susțin că așa sunt vremurile moderne și că așa... Dacă așa sunt vremurile, că știe că dacă pleacă doamna, îl lasă...
Mă scuzați. Înțelegi? Păi da, da, ăsta este adevărul. Da, și viceversa e valabilă, înțelegi? Și atunci și femeile au devenit mai deștepte și ce e al meu e al meu și ce e al tău împărțim în două. Mm-hmm. Cam așa ar trebui să fie. Da, așa înțelegi? Ar trebui să fie? Ca să fie așa o chestie sănătoasă. Așa ar trebui să fie. Bărbatul ar trebui... Acum, cu limba asta rusă și cu rușii, o să supără ăștia pe noi, știi? Dar zi în rusă asta. Dar fii atent, tu știi ce înseamnă zamujăm. Da. După soț. În spatele unui da. Bărbat da. Puternic, este o femeie și mai puternică, de fapt. Care, femeia puternică aia nu face bani, aia ține psihologic bărbatul sănătos, casa... copiii, tot ce bărbatul n-are timp să se ocupe, ea se ocupă și ține totul. El vine acasă și știe că nevasta lui are, i-a educat copiii foarte bine, a avut grijă copiii să facă școală bună, el face bani fără grija casei. Mm-hmm. Altfel e greu. E greu să cadă totul pe unul. Exact. Pentru că dacă femeia ajunge să câștige, să țină casa din punct de vedere financiar, ea are și celelalte responsabilități. Știi, era la noi o vorbă, când eram noi mai copii așa, părinții când le spunea, nu e femeia mea și bărbatul meu, spunea, el e lumina ochilor mei, îi spunea, dar ea e sufletul meu. Erau două lucruri care se combinau între ele. Lumina ochilor da. Și sufletul. Sufletul. Da. E foarte profundă chestia asta. Nu pot trăi două lumini și nici două, doar două suflete. Mm-hmm. Pot trăi o lumina ochilor mei și sufletul. Cum ar trebui bărbatul și femeia practic să-și organizeze viața în zilele astea? Moderne, în secolul vitezei, așa cum ai spus tu. Ei, acum e mai greu. Acum libertinismul în relație e binevenit. Unii trăiesc cumva în relații deschise. Adică noi suntem cu un acord. Noi suntem împreună, dar fiecare poate să mai aibă și alte relații pe lângă. Astea sunt convenții, ți-am spus. Ce ai relații, ce ai familie? Nu, dar se practică foarte des. Am avut și invitații... Se plictisesc oamenii unul de celălalt și inventează tot felul de... Dar de ce se plictisesc atât de repede? În trecut, parcă nu era așa. Se plictisesc, pentru că nu se iubesc, înțelegi? Nu mai există iubirea aia profundă unde își dă viața pentru cealaltă persoană. Mai văd doar în filmele vechi ce mai vedem chestia. Filmele vechi vorbesc, că în astea noi nici atâta. Dar în dramele alea vechi mai găseai un trailer din ăla, mai găseai câte un film din ăsta lacrimogen, așa. E, nu mai există chestia asta. Înainte era și rușine față de lume. Și era bine să ai rușinea aia față de lume? Băi, era respectul. Practic rușinea, noi îi spuneam, băi, mi-e rușine. Dar de fapt, te respectai pe tine să nu te vadă nici în fundul gol ăla, nici să aibă un subiect de discuție ăla la altul. Adică chestia asta cu rusăra era mai acoperită într-un fel, știi? Că era și atunci. Era și de atunci. Pe tipul regilor era. Corect, da. Dar mai cu perdea. Era cu perdea. Acum e fără. Da, acum e cu swinger, alea, swinger. Swinger. Da. Da. Cum? Stai să-i zic bine, că după aia o să zic că ăștia încep să mă facă incultă. Hey. Dar puteți să mă faceți incultă, fraților, pentru chestia asta n-am nicio problemă. Chiar n-am nicio cultură în chestia asta. E importantă atracția asta fizică? Chimia dintre bărbați și femeie? Păi chimia asta este un fel de intuiție, știi? Mm-hmm. Pentru că noi ne alegem partenerul după miros, după gust. Da. Da. Știi că iar dacă nu ne dăm seama, intuiția noastră e făcută din... E și percepția la nivel mental așa, dar și ca informație, primim informație, dar și mirosul și totul.
Sunt sigură că sunt mulți care le place cineva și dumne, dar miroase urât a transpirație și nu-i trece cu nimic, să spală, să... tot așa miroase. Da. Da. Adică mă rog, mai sunt produse acum. Nu, nu, ne alegem după miros, da, după gust, după tot. După tot. Deci nu există. Și e important. Da, este important. Ce practic trebuie să facă o femeie ca să-și țină bărbatul lângă ea? Știi? Întrebarea asta, uite, de exemplu, și pe internet sunt o grămadă de discuții în jurul acestei întrebări. Și nu știu de ce nu e invers întrebarea. Dar ce trebuie să facă un bărbat ca să-și țină femeia lângă el? Dar de ce dracu trebuie să faci ceva ca să ții pe cineva care nu mai e lângă tine? Asta e. Deci sunt... Întreb eu. Corect. De ce să-l ții? Dă-i drumul să pleci. Nu-i nicio problemă. Vine altul. Obligat. Dumnezeu niciodată nu trimite doi pe un scaun. Când se eliberează scaunul, vine altul. Și poate vine cu un jilț, poate vine cu un tron de rege, de unde știi. Eliberează locul. Cred că femeilor le e frică. Sunt comode. Da, sunt comode. Sunt comode, le frică. N-au încredere în ele, n-au unde pleca. Sunt multe femei care pleacă și bărbați, dar n-au unde pleca. Și chiar n-au unde pleca? E doar, cred că e doar o impresie, că la un moment... Nu, n-au unde pleca în sensul că trebuie, dacă s-ar duce să-și închirieze un apartament, n-au cu ce plăti. Și atunci, obligați, noles vole, stau acolo. Da. Sunt mulți care mint de îngheață apele. Așa. Și își găsesc amante și se duc pe la femei. Stau pe astea de socializare toată ziua, bună ziua, trag buța de coadă și se plâng ce nefericit sunt ei și că sunt în prag de divorț. Și își caută o parteneră. Și femeile își cred. Își cred și ei nu mai divorțează. Cum să divorțeze? Da. Nu divorțează niciunul. Ce-i prost să plece de la chiloții spălați și ciorapii puși la, acolo la sertăraș? No, de la comod, unde femeia aia săraca știe de 30 de ani l-are, nu? Știe că de 30 de ani ăsta e cu ochii după muier. Și nu o să o lase niciodată. Și cum spunea, într-o filmă am văzut-o de aici că... Ce parfum mișto ai. Îi place și soțului meu parfumul tău. Zice, dar să știi că tu nu ești prima pe care o are. Îi spunea nevasta amantă. Nevasta, da. Tare asta. Și totuși femeile încearcă să tragă de relație și chiar am avut, spre surprinderea mea, multe... Dacă ai un bărbat mișto. Merită. Merită să lupți și cu... să-ți iei paloșul. Uh-huh. Ok. Da. Dacă e un bărbat mișto, merită să-ți iei paloșul și să lupți. Dar trebuie femeile să fie deștepte și să învețe să se uite unde să uite bărbatul. Așa. Și adică? Dacă se uite la una, ce? Să facă și ea ca... Nu. Cealaltă la care se uite? Ce are aia și n-am eu? E și o piesă celebră. Ce are aia și cea... ce... Cum e? Delia parcă cântă. Ce are aia și n-am eu? Da. Bă, aia are țâțe mișto? Uite, îl fac pe ăsta să-mi dea să-mi pun și eu țâțe, să mă fac mișto. Ai înțeles? Okay, dar da, el nu vrea. El vrea nevasta lui să fie naturală. Dar nu e o ipocrizie aici? E cum? E un fel de mare, e un fel de două feluri. A, nu că nu-mi plac silicoanele, știi? Mai sunt bărbați, zice, o, silicoane, nu, da, nu, da, dar da, când așa, tot după silicoane se uită. Normal. Așa că, dar trebuie să înveți, să învețe femeile, să învețe să-și facă timp, să se iubească, pentru că atunci când femeia se va iubi pe ea, o va iubi și bărbatul. Da. Femeile trebuie să fie atente... Chiar dacă el stă și ridică maiou și se scarpină pe burtă cu berea în mână, înțelege, o fotografie din aia care eu am în ochi așa câteodată, de foarte multe ori, și stă pe canapea cu deget afară de ciorap, deci da, femeia trebuie să-și facă timp să se îngrijească. Ce trebuie să facă o femeie dacă ajunge în situația în care există un moment de infidelitate, mă rog, din partea soțului? Să lupte?
sau să încheie? Sigur că da. Situația. Dar nu e obligatoriu. Cât te-a tradus, te-a trădat, practic. Da. Dacă îl iubești pe un om, nu-l trădezi. Păi da, ispita, a fost ispita, nu știu, că se spune că la bărbați e altfel decât la femei. Eu sunt de acord cu tine, dar să știi că rămâne pe subconștient ca o traumă. Ai înțeles? Și când eu fi lumea mai dragă lui ăsta? Eu dai. Eu coace. Eu am fost surprinsă că am avut invitate celebre, cu cariere solide, femei care câștigă bani. Și ele au spus că ele ar trece peste un moment de infidelitate fără nicio problemă. Foarte multe femei ar trece peste un moment de infidelitate pentru că știe că ăla nu numai o dată a fost. Uh-huh. Bă, că cine a mâncat o dată ciorbă mănâncă deja 10 ori. Să nu spună mie că doar o singură. Dar alea nu vor să piardă bărbatul de lângă el. Este trofeul lor. Cum sunt bărbați care au femei trofeu, sunt și femei care au bărbați trofeu. La bărbați e cam cumva clară situația de ce pot să mai greșească și să-și trădeze nevasta, de exemplu. Dar femeile de ce? Că se întâmplă și cazuri de genul ăsta, multe, mai ales în ultimul timp, cumva mi se pare că e cam la fel, aproape. Hai, poate în România nu. Băi, nu știu, nu m-am prea băgat în cap la unde să văd ce se întâmplă. Adică de ce acolo s-ar duce? Se spune că o femeie, dacă își înșală bărbatul, e plecată de tot, așa se spune, statistic vorbind. Adică nu e genul care să se ducă și după aceea să se întoarcă la bărbat, să-și continue viața alături de soț. Sunt multe femei care trăiesc cu un secret de genul ăsta în suflet toată viața lor. Dar noi nu o să le știm niciodată. Că doar nu o să umble, că de-aia e secret. Nu o să umble să bată clopotul. Deci eu știu foarte multe femei, chiar multe aș putea să spun că... Da, că tu ai cunoscut foarte multe lume prin prisma meseriei. Care au crescut copii născut cu alt bărbat, și dar crescut și n-a știut soțul ei niciodată. Serios? De chestia asta. Ca sau... filme. Ca filme, da. Viața bate filmul, să știi. Da. Am văzut multe istorie, știu. Dar eu sunt un om discret și îmi țin liboaca că e cel mai bine. Da, că nu dăm nume, că nu despre asta e vorba, vorbim despre situații. Doar că există, că da, da. Și unei femei ce îi lipsește de face un astfel de... nu știu. Doar că o poate face doar de înrăzbunare sau... Mi-e fericită din punct de vedere intim? Nu face o femeie așa ceva? Nu. Nu există. Da. Poate numai dacă e nimfomană. O fi și cazul din asta. Există, na. Nu putem băga mâna în foc, n-am văzut niciodată, dar e posibil să existe. Dar răspunde doar din răzbunare, poate face. Care a fost cel mai greu moment al vieții tale? Când ai simțit vreodată așa că ești la pământ și îți spuneai întrebări dacă te mai poți ridica? O dată pe săptămână, cel puțin. Și o dată pe săptămână se înțeam că fuge pământul de sub picioare. Au fost destule, dar acum dacă mă uit înapoi, n-am regrete, adică n-am chestia că dacă aș fi acum, aș face altfel. Nu. Din tot ce a trecut, așa trebuie să învețe oamenii, din tot ce trece, este o experiență, este o filă a vieții tale, pe care e bine să o întorci, să nu stai să o citești toată ziua, bună ziua, și să rămâi la aceeași pagină, pentru că altfel nu te vei duce mai departe niciodată. Și spuneam cum am început, ce nu te omoară, ce nu te-a făcut să mori, nu te omoară niciodată. Ți-ar fi plăcut să fi avut o singură căsnicie și să fi durat toată viața? Mă, mi-ar fi plăcut. Ce femeie nu visează? Și eu am visat ca toate fetele. Deci fără... Tu știi că la noi moda era să mărite fetele la 18 ani, să nici măcar 18 nu făceau.
Că dacă făcea 18 ani, 19, deja era bătrână. Așa. Nu m-am gândit niciodată că o să am soarta asta. Crede-mă, dacă mi-ar fi spus cineva că eu la 60 de ani o să mă cunoască un milion de pagini de internet și atâta lume, dacă n-aș fi crezut în viața vieților mele. Crede-mă, jur. Dar uite, eu spuneam în intro că ai o carismă incredibilă. Ți-ai dat seama de acesta tu, al tău? Mi-a fost foarte ușor, pentru că nu m-am prefăcut. Uh-huh. Adică, dacă m-ar fi prefăcut, mi-ar fi fost foarte, foarte greu să fiu așa tot timpul. Uh-huh. Deci, practic, dacă m-ai vedea acasă, ar fi trebuit să mă vezi o posomorâtă și o vai de viața mea, înțelegi? Nici mă că nu stau acasă. Ești foarte activ, ai programul încărcat de dimineață până seara. Toată ziua fac program pentru că pentru că mai sunt 10 ani frumos și eu vreau să-i trăiesc din plin așa. Că după 70 doar te mai odihnești. Știi că multă lume își pierde entuziasmul, fie vis-a-vis de meseria pe care o practică, fie de viață, pofta de viață. De ce? Tu ai avut vreodată depresie? Cum să nu? Și, eu cred că și acum sunt în depresie, dar nu-mi dau seama. Noroc că am o doamnă doctor psihiatră și mă mai echilibrez. Mai stau și eu cu ea de vorbă. De vorbă, nu? Dată. Sigur că da. Trebuie să fiu tare. Trebuie. Și nu e obositor. Și nu... Să fii tare. Și nu pentru a mă preface sau de a arăta lumii că am... alte chestii care lumea nu le cunoaște. Da, normal, ca fiecare om. Nu știe viața mea în alt fel, în afară de ecran, lumea nu știe ce se întâmplă cu viața mea, practic. Că eu nu stau să bat clopotele și mai nou nu mai scriu nimic pe Facebook. Ai observat de vreun an de zile, chiar o oră jumate, n-am mai pus nimic. Pentru că m-am trezit cu poze luate de pe Facebook și așa am să intru să șerg toate pozele, să văd de unde mai iau ăștia poze și fac reclame la nu știu ce viermi. Vai, foarte multe cazuri cu persoane publice. Exact. Și nu numai asta. Așa. Că s-au luat și poze de-a copiilor mei și e urât. Și îmi doresc ca partea asta de viața mea să fie așa protejată de toate intemperiile celelalte. În rest, oamenii ce vor să vadă, eu sunt asta, sunt și acasă la fel și cu prietenii la fel, cu familia sunt la fel. N-am. Neprefăcându-mă, nu mi-a fost greu. Depresie am avut. Am avut depresie când n-am avut ce să mănânc. Lumea nu știe și partea asta la altă. Vede numai partea frumoasă. Dar e bine că vede numai partea frumoasă, că altfel mi-ar zice, ți-aduce aminte că erai foarte săracă și n-aveai ce mânca? Păi da, și ce e? Asta e, sunt etape și etape în viață, dar faptul că ai reușit și ai depășit momentul mi se pare o victorie și poate să fie o lecție pentru alții. Deci când ne-am adus copiii, fierbeam macaroane cu ceapă prăjită și le dădeam lor să mănânce și eu nu mâncam. Și dacă rămânea ceva? Dacă rămânea ceva, mâncam, dacă nu, nu. Dar Dumnezeu cât că de-aia mi-a dat o nagradă, uite atât de mare. Da. Pentru că nu m-am plâns niciodată. Nu m-am plâns și am prieteni care i-am de atunci, care știu prin ce am trecut. Știi, îmi zicea doamna Flori de la Iași, acum vreo câteva luni, m-am dus eu cu ea la un medic, am dus-o la un medic și a stat la mine câteva zile, știi? Și zice, Doamne, de ce nu mi-ai spus, fata, atunci? Dar n-am, eu nu mă plâng, na. Și a zis, Doamne, cum ai putut să taci tu atunci? Aveai nevoie atât de tare. Și eu nici măcar n-aveam ochi. Dar vezi, eu nu pot să o judec. Ea era cine era, eu eram cine eram. Pentru mine, eu eram fericită că am cunoscut o mulțime de lume bună și frumoasă. Mă duceam la spectacol la casa lui Creangă. Deci, da. Frumos. Mi-a plăcut să intru în oameni inteligenți, intelectuali, ca să am ce învăța de la ei. Și așa am mers, înțelegi? Așa m-a dus valul. Că din ei mă tot
s-a rostogolit și s-a făcut bulgările tot mai mari. Propul sau lângă ei, ai înțeles? De aceea am avut noroc, pentru că asta a fost unul din sprijinul meu foarte important. Știi că mulți oameni tocmai își aleg oamenii inferiorilor și intelectual sau, nu știu, din punct de vedere al talentului în jurul lor ca ei să fie deasupra. Și nu prea reușesc, că după aia n-aveam se afundă. N-aveam de ce, pentru că eu aveam de învățat. Știi, uite... Da, uite, mulți nu înțeleg lucrul ăsta. Nașul meu, nașa lucra la Poliția Capitalei și nașul era comandant la garnizoana Ministerului de Interne, adică niște oameni excepționali. Și eu vorbeam moldovenește, știi? Mm-hmm. Și nașul făcea. Ce zis? Și eu ziceam, amuia. Asta cu amuia, da. Știi? Știu că o are și mama mea în continuare și râdem. Nașul se uita la mine și eu făceam, acum. Și uite așa, mă învățam să vorbesc corect. Corect. Ai înțeles? Eu iubesc să-mi fie sănătoși, să mai trăiască încă cât atât cât îi cunosc eu. Deci minunați, minunați. Am cunoscut oameni minunați la propriu. Ai simțit așa o reticență din partea românilor de aici atunci când deci, ai venit? Și acum mă fac moldoveancă și mi-i trimit acasă că nu, dacă nu-mi place ceva în România. Mai sunt asta, că dacă știu că zic... și eu m-am confundat când am venit la facultate. Dacă eu mai zic ceva și acum, da, după 30 de ani, zice, dacă nu-ți place, te Moldova la tine. Da. Eu nu mai am Moldova, mă, Moldova e și aici. Da. Da, rog, eu nu mă... Oameni și oameni. Deci spuneam, invidiosul, lasă-l așa, că el știe că ești mai bun decât el. Nu e problemă. Voiam să te întreb și de partea asta cu întreținerea asta fizică, pentru că ai trecut prin diverse, ai mai acumulat kilograme, ai slăbit, da, ai ținut diete. Am ținut și diete, am făcut și ce n-am făcut. Și sport nu prea, eu nu prea sunt sportivă. Am o alură atletică. Păi pentru asta că zic sunt, că nu pare să nu fi făcut că sport. Că Dumnezeu... Bunuțu, ești tonifiată. A avut grijă să-mi pună totul la locul lui. Și semăn cu mama mea. Mama mea a avut carnație așa. Și tata avea 2 metri și era mai filiform așa, dar mama era era plin tortoșică, cum zicea da, la noi. Da, 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 făcută bine. Și avea carnație tare. Eu am o formă atletică și înăltuță și așezată și m-a ajutat chestia asta fizică, știi? Și sportul la mine e aruncarea cu privirea și săritura cu scobitoarea, dacă se poate, e perfect. Deci nu am treabă cu sportul. Spune-mi despre dieta aceea pe care ținut-o. Am ținut un regim aproape un an de zile și am dat 30 de kilograme jos, regimul disociat. Mâncam 3 zile proteine animale, 3 zile vegetale. A 7 zile în zi nu exista, adică nu mâncam deloc și o luam de nou cu 3 zile, 3 zile, fără fructe. Așa, un an de zile? Da. Și am dat 30 de kilograme jos, dar asta a fost înainte de a divorța, pentru că soțul meu a zis că arăt ca o vacă. Deși n-arătam, eram, pentru că eu când mă îngraș, mă îngrap proporțional peste tot, proporțional, și când slăbesc, slăbesc la fel. Nu slăbește doar burta sau doar aia. Și când ai slăbit? Și am slăbit, aveam 40 ani. Așa, și ai slăbit și atunci el ce a zis? Și a zis, o, acum da, și a zis, acum nu mai vreau eu să mai trăiesc tine, gata. Asta ca să nu cumva vreodată da, să spui, am plecat de la una grasă și proastă. Și cum a reacționat? Și spunea, da, eu n-am nevastă de lăsat. Dar eu zic, dar tu nu înțelegi, tu nu mă lași, eu te alung. Vai, da. Și m-am menținut o perioadă destul de lungă, așa, după care, na, normal, vârsta e vârstă. Dar ești gurmandă, îți place mâncare. E cum? Da. Eu mănânc mâncarea și cu ochii. Deci eu gătesc din ochi. Pentru mine gătitul e o artă, așa. Și gătesc moldovenește. Da, bun. Cu de toate, plăcinte, cu de toate. Și mâncare grăsuță, așa, grăsuță, deși, da, cum, jumere cu alea, bune. Că așa m-am măritat de 3 ori, gătind, ai înțeles? A, cu asta, ai, cu asta că ai și multe dacă, calități. Dacă iubirea treci prin stomac. Funcționează asta la bărbat? Eu dacă am fost gospodină în casă, uite că m-am măritat de 3 ori, dacă... Le-am spus că dacă trebuie și a 4-a oară, dar n-am chef. Dar ai mai avut propuneri?
Da, ferește că am avut, da. N-ai mai vrut. Nu mai am răbdare. Nu mai am răbdare, sunt sinceră, adică. Da. N-am răbdare, asta e una la mână. N-aș mai avea răbdare să-i suport unuia hachițele, doi la mână. Am puțin timp pe care vreau să mi-l acord mie personal și îmi iubesc prea mult copiii ca să mai încapă cineva. Înțeleg. Uite câte motive am eu. Înțeleg, da. Dar nu-ți lipsește cineva? Nu. Nu-mi lipsește. Da, așa, deci, măcar un prieten, un iubit, un... Asta-i treaba mea. Păi nu te-am întrebat dacă ai sau nu. Nu te-am întrebat dacă ai sau nu. Nu spune nimic. E treaba mea. Profilactic curativ sportiv se numește. Bun, am înțeles asta cu căsnicia, cu căsătoria, gata, s-a închis. La revedere. Acum tu îți vezi de tine. Sunt prea comodă acum, înțelegi? Uite, tu nu știu dacă mă crezi, dar eu nu sunt singură acasă, cu toate că stau singură, se zice. Da. Dar eu nu știu dacă sunt singură 10 zile pe lună acasă, la mine. Pentru că eu sunt un fel de hotel București-Chișinău. Dacă nu am neamuri de la Chișinău, am de la Sibiu. Dacă n-am de la Sibiu, am de la Medeș. Dacă n-am de la Medeș, am de la Cluj. Care fiecare vine, du-l la doctor, du-l pe la încolo, pe la dincolo, pe la dincolo. Și de așa, în continuu, eu și acum am o să plec. Serios? Da. Ai putea să refuzi? Nu pot să refuz, este o fată excepțională care a trecut pentru o experiență foarte urâtă a vieții ei, cu un cancer mamar. Acum, după COVID, a făcut vaccinată de 3 ori, fiindcă n-a trecut prin cancer așa, a făcut niște noduli mediastinali din cauza COVID-ului pe care l-a făcut repetat la vreo 3 luni de zile, a făcut odată și la 3 luni altă dată. Și are niște inflamații urâte și am adus-o la spital, la Colțe, am ajutat-o să ajungă la spitalul de plămâni. Trebuie să ajutăm oamenii. Ești generoasă. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Banii n-aduc fericirea. Dobele! Sunt o leoaică cheltuitoare de nu-ți vine să crezi. Hai să deschidem și cutia roșie. Uite, se asortează cu tine. E ca eclipsa. Devine o raritate.